În seara aceasta suntem la finalul unui studiu biblic pe care l-am început destul de multă vreme și personal mă bucur să putem încheia tema aceasta. Haideți să mai citim încă o dată din Filipeni, capitolul 4, versetele 8 și 9. Cuvântul acesta e bine să-l citim de fiecare dată, să ne intre în minte, să-l învățăm pe de rost, probabil, pentru că este extrem de important. Încolo, frații mei, tot ce este adevărat, tot ce este vrednic de cinste, tot ce este drept, tot ce este curat, tot ce este vrednic de iubit, tot ce este vrednic de primit, orice faptă bună și orice laudă aceea să vă însuflețească. Ce ați învățat, ce ați primit și auzit de la mine și ce ați văzut în mine, faceți și Dumnezeul păcii va fi cu voi. E bine, în seara aceasta încheiem cu ultimul sfat pe care ne-l dă Apostolul Pavel aici. Orice laudă. Dacă putem să punem PowerPoint, orice laudă. Orice faptă bună am studiat joia trecută și în seara aceasta vom discuta ultima afirmație Apostolului Pavel, orice laudă aceasta să vă însuflețească. Când Apostolul Pavel vorbește despre laudă, el folosește un cuvânt în limba greacă, epainos, care înseamnă laudă, lăudare, slăvire, recunoaștere. Lucrurile care se bucură de respect, valorile sănătoase, lăudabile ale idealului moral a umanității, lucrurile acelea care merită să fie apreciate și lăudate de oameni, zicea el. Dicționarul explicativ al limbii române spune că este exprimarea în cuvinte a prețuirii față de cineva sau ceva. Asta înseamnă lauda. Cuvinte prin care se exprimă această prețuire pe care noi avem pentru ceva sau cineva. În toate traducerile românești pe care le-am studiat, de fapt, este expresia cea mai consecvent tradusă de toți traducătorii români. Noul Testament de la Belgrad, ăsta este primul testament tipărit în limba română, 1650, testamentul de la Alba Iulia, zice, se iaște vreo laudă, dacă există vreo laudă, este limba acelor vremuri, iar Bartolomeu Anania spune, dacă e de laudă, dacă e ceva de lăudat, dacă merită ceva să fie lăudat. De fapt, astea două sunt variante ale acelui lucru pe care îl găsim în toate celelalte traduceri românești. Cuvântul acesta îl găsim în câteva versete cheie din Noul Testament, care, dacă le citim, ne dăm seama cam ce vrea să spună acest cuvânt. În primul rând, 1 Petru, capitolul 2, versetul 4, spune așa, fiți supuși oricărei stăpâniri omenești pentru Domnul, atât împăratului ca înalt stăpânitor, cât și dregătorilor, ca unii care sunt trimiși de el să pedepsească pe făcătorii de rele și să laude pe cei ce fac bine. Observați, rolul liderului, nu, a conducătorului, este să pedepsească pe făcătorul de rele, dar și să laude pe cei care fac binele. Aproape că societatea noastră de astăzi cam uită partea asta să-i laude pe cei care fac binele, nu? Îi laudă mai degrabă pe cei care fac relele. Un alt verset foarte important îl găsim în 2 Corinteni 8 cu 18, unde Apostolul Pavel vorbește practic despre Apollo, un om foarte lăudat, un creștin foarte lăudat pentru Evanghelia pe care el o răspândește. Am trimis cu el și pe fratele a cărui laudă în Evanghelie este răspândită prin toate bisericile, spune Apostolul Pavel. Deci, frații îl lăudau pe Apollo pentru că știa să predice și era extrem de convingător în mesajele sale și se bucura de lauda fraților peste tot unde mergea. Un alt verset foarte important este Romani 2 cu 9.
Ci iudeu este acela care este iudeu înăuntru, zice Apostolul Pavel, și tăiere împrejur este aceea inimii în duh și nu în slovă. Un astfel de iudeu își scoate lauda nu de la oameni, ci de la Dumnezeu. Apostolul vrea să spună aici că iudeu este acela pe care laudă Dumnezeu și nu oamenii. Lauda trebuie să o primim de la Dumnezeu, care întotdeauna apreciază lucrurile corect. Un alt verset îl găsim în 1 Corinteni 4:5. Zicea Apostolul Pavel, de aceea să nu judecați nimic înainte de vreme, până va veni Domnul care va scoate la lumină lucrurile ascunse în întuneric și va descoperi gândurile inimilor. Atunci fiecare își va căpăta lauda de la Dumnezeu. Mulți dintre noi ne grăbim, nu, să apreciem, să judecăm, să lăudăm sau să disprețuim oameni și acțiuni, dar Apostolul Pavel spune să nu ne grăbim, să nu judecăm înainte de vreme, pentru că va veni un timp când Dumnezeu va descoperi gândurile inimilor tuturor oamenilor, motivațiile lor. Și atunci fiecare va căpăta lauda de la Dumnezeu, dacă, bineînțeles, o merită. Astea sunt câteva versete în care găsim exact același cuvânt, epainos, laudă, lăudare, cuvânt pe care îl folosește Apostolul Pavel în aceste texte. Dar haideți să vedem care ar fi lucrurile demne de laudă, nu? Versetul acesta îl mai citim încă o dată, pentru că vom observa foarte repede că toate lucrurile acestea pe care Pavel îi sfătuiește pe credincioși, toate sunt demne de laudă. Toate sunt și merită lauda, sunt de lăudat. Toate lucrurile care sunt adevărate, nobile, drepte, pure, iubitoare, vrednice de laudă, pline de virtuți și vrednice de aprobat. Aceasta poate fi interpretată ca un îndemn de a ne concentra gândurile și acțiunile asupra ceea ce este bun și pozitiv, ceea ce merită să fie apreciat și lăudat de noi toți. Lista ar fi foarte simplă: adevărul merită să fie lăudat, oamenii integri, oamenii sinceri în cuvinte și acțiuni merită să fie lăudați și apreciați de credincioșii de pretutindeni. Noblețea, nu? Tot ce este adevărat, tot ce este vrednic de cinste, nu? Comportamentul și atitudinile demne care inspiră respect, oamenii aceia care sunt vrednici de cinste, tot ce este vrednic de cinste, noblețea, dreptatea, nu? Tot ce este drept, cum spunea Apostolul Pavel. Acțiuni corecte și echitabile față de toți oamenii, comportamentul corect față de toți oamenii din jur. Puritatea, nu? Gândurile și comportamentele curate, fără intenții negative. Iubirea, nu? Manifestările sincere de dragoste și compasiune față de semenii noștri, ajutorarea celui sărac, nu? Așa cum spunea și fratele Marius înainte. Virtutea, fapta bună despre care am vorbit joia trecută, nu? Practic, cuvântul am învățat că era tradus virtute. E o virtute să faci fapte bune, să-l ajuți pe omul aflat în nevoie. Virtutea trebuie lăudată și este vrednică de laudă. Este calitatea aceea caracteristică unei vieți morale și etice, un om care trăiește frumos între ceilalți. Lucrurile acelea care merită aprobare și recunoaștere de societate, nu? Lucruri care primesc recunoașterea, aprecierea din partea comunității în care noi trăim, nu? Aceste principii pot ghida o viață plină de sens și de influență pozitivă în relațiile noastre cu toți oamenii. Dacă suntem atenți, acestea sunt lucrurile demne de laudă, toate pe care le-a menționat Apostolul Pavel. Și asta ar trebui să ne caracterizeze. Așa ceva ar trebui să căutăm.
Asta ar trebui să ne însuflețească, practic să le învățăm și să fim preocupați de ele. Numai că lucrurile care sunt demne de laudă, care merită laudă, creștinul ar trebui să știe câteva lucruri foarte importante. Numărul 1. Societatea a lăudat diferite lucruri pe parcursul istoriei. Fiecare societate, fiecare etapă a dezvoltării umanității, de exemplu, a apreciat anumite lucruri în devenirea istorică. Oamenii au lăudat lucruri pe care nu le mai laudă astăzi. Astăzi laudă și apreciază complet alte lucruri. În al doilea rând, nu tot ce laudă societatea, laudă și Dumnezeu. Vom observa imediat un lucru pe care laudă societatea de astăzi, de exemplu, pe care nu este absolut demn de laudă și Dumnezeu nu-l apreciază absolut deloc. O să insistăm asupra lui imediat. Nu tot ce laudă lumea, laudă și Dumnezeu. Avem mare nevoie de discernământ spiritual în cunoașterea acestor valori pe care trebuie să le apreciem sau nu. Mulți dintre noi suntem la lucrurile acestea foarte amatori, nu? De exemplu, gusturile estetice ale noastre ilustrează foarte bine faptul că și asupra altor valori ne exprimăm cam tot în felul ăsta. Țin minte că cineva când a venit din România a adus enorm de multe bibelouri de toate soiurile. Pur și simplu, o serie de români s-au contaminat de chestia asta și fiecare ducea bibelouri. Nu? Bibelouri de alea de porțelan, unele extrem de nereușite, duse din România, apoi își cumpărau mobile foarte scumpe cu vitrine ca să le țină acolo, nu? Lucru care valorau nothing, zero. Care nu aveau niciun fel de valoare, nici măcar estetică, dar era gustul oamenilor din vremea aceea. Ei considera că astea sunt de laudă, nu? Te lăuda lumea, ăsta are bibelouri, nu? Nu? Sau macrameuri. Mi-a povestit o fetiță a unei familii din Detroit care spunea, zice, am fost așa de impresionată în România că, zice, mătușa mea avea macrameuri și la toaleta din curte și acolo pusese niște macrameuri, nu? Era grozav. Ei, avem nevoie de discernământ spiritual în cunoașterea acestor lucruri care sunt valoroase și care nu. Să nu le luăm, să nu ne decorăm cu ele, să nu îmbrățișem asemenea valori pe care Dumnezeu nu dă o ceapă de gerată. Numărul 4, trebuie făcută distinție între popular și valoros. Tot timpul oamenii laudă lucrurile care sunt populare. Nu? Care sunt faimoase astăzi. Astăzi e grozav, e la modă treaba asta. Eu sunt îngrijorat de influența modei asupra noastră. Deși noi în America suntem foarte conservatori, dacă te duci în România, e șocat cât de curent sunt românii la orice mișcare a modei din Europa, de exemplu. Imediat. Ei sunt pe val. Noi suntem foarte conservatori aici și suntem mai înapoiați. Așa zic ei. Dar atunci când vine o modă, când devine ceva popular, nu? Toată lumea crede că este și valoros pentru că e popular. Nu totdeauna lucrurile populare sunt valoroase. Ar trebui să vedem ce apreciază Dumnezeu și ce este cu valoare eternă și nu ceea ce laudă lumea la ora actuală. Țin minte că imediat după Revoluție, românii descoperiseră Cherokee, o mașină americană, un SUV care apăruse prima dată la american. Toată lumea voia să aibă Cherokee, nu? Erau nebuniți românii să aibă Cherokee, domnule. Mașină americană, domnule, formidabilă.
Nu? Ei, mașina asta n-a fost așa de populară aici în America, dar dintr-o dată în România asta era ceva nemaipomenit, toată lumea voia. Nu toate lucrurile populare sunt valoroase și n-ar trebui să ne luăm după popularitatea unui lucru ca să îi credem că e și valoros. Și ultimul lucru, cu cât societatea se apropie de finalul ei, vor fi tot mai puține valori apreciate de acea societate. Lumea va aprecia tot mai mult non-valoarea. Va aprecia ceea ce nu apreciază Dumnezeu, ceea ce nu are valoare eternă. Lumea se va concentra pe lucruri care nu au valoare și nu au niciun fel de apreciere în ochii lui Dumnezeu. Astea sunt câteva lucruri care ar trebui să ținem cont atunci când trebuie să stabilim ce este vrednic de laudă și ce nu este vrednic de laudă. În societatea de azi sunt lăudate câteva lucruri și aici am vrut să ne oprim. Am ales vreo 5 dintre ele. Lumea astăzi apreciază, nu, și laudă empatia și compasiunea. Este extraordinar să ai compasiune, să ai empatie pentru omul sărac, pentru omul necăjit, pentru omul defavorizat, nu? Și să-l ajuți. Capacitatea de a înțelege și a-i sprijini pe ceilalți este foarte apreciată, în special în contextul provocărilor globale de astăzi, nu? Se pare că oamenii din America astăzi au empatie și compasiune foarte mult pentru țările sărace ale lumii, pentru cei defavorizați, pentru Africa, celor săraci. Numai că nu avem decât vorbe și sentimente fără să facem ceva pentru ei. Asta e, practic, oamenii astăzi valorează, laudă empatia și compasiunea care nu o au, care ar trebui să o aibă, nu? Investim în armamente, în bombe, în avioane și portavioane, nu? Când cu banii am putea să eradicăm toată sărăcia din Africa. Da, îi preferăm să-i lăsăm pe aia sărați și să moară de foame, nu? Dar avem empatie și compasiune față de ei, nu? Ne milă de ei. Și investim totuși banii în industria de armament. Astăzi este apreciată inovarea și creativitatea. Oamenii care produc inovații, nu? Cei care vin cu soluții noi și creative pentru problemele actuale sunt adesea lăudați și recunoscuți. Cine este cel mai apreciat la ora actuală este Elon Musk, nu? Elon Musk care vrea să ne ducă pe Marte, eventual, nu? Sau să ne ducă să trăim până în Martie. Dar ne promite foarte multe lucruri noi, nu? Mașini ieftine, case ieftine, sperăm că o să ne contaminăm de treaba asta, cu 10.000 poți să-ți cumperi o căsuță, nu? O pui în backyard și te mută copiii acolo să stai în căsuța aceea ca și Elon Musk, o să fii foarte fericit, nu? Mașini electrice, eu știu, rachete care ne duc cine știe pe unde. Oamenii care inventează și sunt creativi sunt foarte apreciați de societatea de astăzi, mai ales dacă spun că o să fie ieftine lucrurile alea. Aștept acum telefonul lui, o să fac un telefon grozav, zice că o să coste $150 și iPhone o să fie nothing față de ăsta, nu? O să fie legat direct la Skylink, la sateliții care i-a pus peste tot din lume și oriunde pe fața Pământului ai internet, domnule, nu? $150. Formidabil. Oamenii ăștia sunt foarte apreciați, nu? Eu nădăjduiesc să ia președinția Trump și să-l pună pe ăsta să facă ordine în guvernul american. Că am auzit că atunci când a cumpărat Twitter, a dat afară vreo 5.000 de angajați de pe acolo, a făcut curățenie totală. Dacă l-ar pune să facă curățenie la guvern, ar fi formidabil. Cred că am duce foarte bine față de
atâția mâncălăi de acolo, cum zicea soacră-mi, așa numea pe ăștia, mâncălăi. Un alt lucru apreciat de lumea de astăzi, de societatea de astăzi, este sustenabilitatea. Este un cuvânt foarte la modă, învățați-l și dacă vreți să impresionați pe ceva, spuneți că este sustenabilă, mașina voastră e sustenabilă, aragazul e sustenabil, totul e sustenabil. Dacă ziceți cuvântul ăsta, o să fiți foarte apreciați. Acțiuni și inițiative care promovează protecția mediului înconjurător, nu? Și responsabilitatea socială a noastră, având grijă de mediul și de impactul schimbărilor climatice, nu? Mașina noastră o să meargă de acum încolo cu apă, așa zice Elon Musk, o să facă o mașină care merge cu apă. No, asta ar fi grozav de bună, că am un swimming pool plin și o să umplu, indiferent dacă opresc ăștia borobinetul, avem apă pusă deoparte pentru mașină. Sustenabilitate. Ei, dar mai există una care pe mine mă supără rău de tot, diversitatea și incluziunea. Sună bine când au diversitate și incluziune. Să acceptăm pe toți aia diversi, care nu sunt exact ca noi, și imediat ne gândim la ei care au altă culoare decât noi, vin din altă țară, vorbesc altă limbă, au alte obiceiuri, nu? Dar de obicei ăștia când vorbesc despre diversitate, să gândesc la ei, la bărbații care se cred muieri, la muierile care se cred bărbați, la toți homosexualii de peste tot, la LGBT, la ăștia se gândesc când vorbesc despre diversitate. Și când vorbesc de incluziune, zic că pe ăștia trebuie să-i angajezi. Anii trecuți a fost o mișcare în rândul bisericilor pentecostale care aproape toate s-au dus să-și reorganizeze declarația de credință și statutul bisericii, să pună fraze prin care să se protejeze de incluziunea asta. Pentru că mâine venea să se angajeze un dirijor homosexual la biserica noastră, nu? Și trebuia să-l angajăm pentru că trebuia să fim, să includem pe toată lumea, să credem în incluziunea tuturor, nu? În diversitate. Ei bine, diversitatea și incluziunea nu cred că sunt prea de apreciat, nu? Pentru că ele și-au extins sfera de influență asupra unor grupuri pe care Dumnezeu nu le apreciază deloc și Biblia le condamnă vehement. Un alt lucru foarte bun, care cred eu este de apreciat în societatea în care trăim, este învățarea continuă. Sunt apreciate persoanele care își dezvoltă constant abilitățile și cunoștințele. Ele sunt admirate, pentru că oamenii învață tot timpul, sunt la școală, se perfecționează, citesc tot timpul. Ei trăiesc într-o lume în continuă schimbare și nu ne putem adapta la această lume în continuă schimbare dacă nu învățăm, dacă nu ne adaptăm, nu? Eu am lucrat cu cineva care nu știa să folosească nici telefonul și nici computerul. Nu putea să trimit un e-mail. Și era un om extrem de educat. De aici și-a construit un fel de aversiune pentru toată tehnologia. Ia, plecați de aici cu aparatele voastre, nu? Ei, trebuie să învățăm tehnologia, trebuie să fim pe val, trebuie să știm să o folosim. Dacă nu, vom deveni neobișnuiți într-o lume foarte nouă în care intrăm. Și ar trebui să devenim oameni care învață în continuu, care citesc tot timpul, care se adaptează la schimbările care vin peste lumea în care noi trăim. Aceste trăsături contribuie la construirea unei societăți mai bune și sunt esențiale pentru progresul comunității. Și acestea sunt câteva dintre lucrurile care sunt lăudate astăzi de societatea în care noi trăim. Dar haideți să vedem ce spune Biblia despre laudă.
Lucrul făcut cu înțelepciune este demn de laudă. Iată ce spune Domnul Iisus în Luca 16:4. Stăpânul lui a lăudat pe ispravnicul nedrept pentru că lucrase înțelept, căci fiii veacului acestuia față de semenilor sunt mai înțelepți decât fiii luminii, spunea Domnul Iisus. Și asta ar trebui să ne îngrijoreze un pic. Pentru că avem tendință, ca și copii al lui Dumnezeu, ca și fii ai luminii, nu? Să lăsăm totul pe seama Domnului, Domnul se ocupă de toate și noi nu începem să devenim leneși, neroditori și nu ne adaptăm la schimbările societății în care noi trăim. Pentru că nu ne adaptăm la schimbările acestea, foarte curând biserica devine învechită, devine din secolul trecut. Oamenii nu mai vin la biserica noastră pentru că nu înțeleg ce se întâmplă cu noi. Nu mai suntem contemporani. Și atunci Domnul a apreciat pe ispravnicul acela care, domnule, mirosind că o să fie dat afară, nu? De la geab, s-a dus la toți aia care erau datornici la stăpân și i-a iertat de greșeli și de datorii pe ăia. Pentru că le-a zis așa, când o să mă dea afară, o să am la cine pleca. Dacă am avut milă de ăștia și i-am iertat, o să mă primească să lucrez la ei, nu? Interesant că ispravnicul acesta a zis, mă, eu nu mă pricep la sapă, nu mă pricep la alea, nu știu. Hai să mă pun bine cu oamenii ăștia, că atunci când mă dea afară, să supraviețuiesc. Și Domnul a apreciat gândirea asta pozitivă, să zic așa, preventivă a omului înțelept, l-a lăudat pe ispravnicul acela nedrept, nu era corect cinstit ce-a făcut el, dar l-a lăudat pentru că a știut să fie prevăzător și a pregătit viitorul într-un fel, punându-se bine cu oamenii care ar fi putut să-l ajute după aceea. Un alt verset îl găsim spus de Apostolul Pavel, care îi laudă, se laudă cu credincioșii din Corint. Acum, dacă știm și ne ducem aminte exact că ăia din Corint n-au fost prea grozavi la multe lucruri, în primul rând era scandal între ei, au avut un curvar pe care l-au exclus, unul era lui Pavel, unul lui Sila, unul lui Hristos, se certau între ei, ba la cina Domnului se îmbătau și a trebuit Pavel să-i pună la punct, foloseau darurile spirituale incorrect și a trebuit să scrie epistole, capitole speciale ca să pună regulă în folosirea darurilor spirituale. Deci aveau, ca toate bisericile, să știți, aveau și lucruri care nu erau demne de laudă. Dar Pavel se laudă cu ei pentru că aveau și lucruri demne de laudă. Dacă ai ochiul bun, vezi lucrurile bune. Okay? Și fiecare om are și lucruri bune și lucruri rele. Uită-te la alea bune și laudă lucrurile bune, pozitive din viața unui om. Nu fă inventarul numai la cele rele. Era o soră care vorbea pe toată lumea de bine și niște băieți mai șmecheri din biserică au vrut să o pună la încercare pe sora asta. Zice, soră, ce zici, matale, de diavolul? Nu? Și acum așteptau să audă niște cuvinte rele spuse la adresa diavolului. Zice, ăsta are un lucru bun, zicea sora, e un lucru bun la el, zice, merge la lucru în fiecare zi. E foarte constant în acțiune, nu? Dacă până și la diavolul poți să găsești ceva bun, nu? N-ai putea găsi la oameni lucruri bune, nu? Ei, nu se lipesc de noi, se pare, cele bune și imediat suntem gata să spunem pe alea rele. Și dacă m-am lăudat puțin cu voi, zicea Apostolul Pavel, înaintea lui Tit, nu? N-am fost dat de rușine, ci după cum în orice lucru v-am spus adevărul, tot așa și lauda noastră cu voi, înaintea lui Tit, s-a adeverit.
Deci probabil Apostolul Pavel a spus o serie de cuvinte bune despre ei, pentru că erau și lucruri bune la cei din Corint. Ok? Există la noi, așa, nu vreau să șochez cu asta, dar asta e, ideea asta că biserica ideală pe care noi ar trebui să o reproducem este biserica primului secol. Biserica din Noul Testament. Ascultați-mă. Dacă am luat-o pe rând, le-am luat pe rând pe fiecare, numai citind epistolele Apostolului Pavel, o să fim îngroziți câte defecte și câte probleme au fiecare din aceste biserici. Ok? Nu ăsta este idealul, să reproducem ce a fost acum 2000 de ani, nu? Ci să devenim tot mai aproape de Hristos și să ne lăsăm tot mai transformați de Hristos, să devenim o biserică vie și reală. Deci, exemplul nu este în urmă, ci este în față, este Iisus Hristos, care este capul bisericii, nu? Care ar putea să ne facă o biserică desăvârșită. Un alt verset din Vechiul Testament, de data asta, este a profetului Ieremia, care ne avertizează să ne lăudăm cu cunoașterea Domnului și nu cu altceva. Așa vorbește Domnul înțeleptul, să nu se laude cu înțelepciunea lui, cel tare, să nu se laude cu tăria lui, bogatul, să nu se laude cu bogăția lui, ci cel ce se laudă, să se laude că are pricepere și că mă cunoaște, că știe că eu sunt Domnul care fac milă, judecată și dreptate pe pământ. Căci în acestea găsesc plăcere, eu, zice Domnul. E un verset extraordinar. Dacă trebuie să ne lăudăm, zicea Ieremia, ar trebui să ne lăudăm cu un singur lucru pe care îl apreciază Domnul, că îl cunoaștem pe Domnul. Asta este singurul lucru. Nu că suntem bogați, că suntem deștepți, că cine știe, suntem puternici, nu? Suntem cel mai tare din parcare. Ar trebui să ne lăudăm că îl cunoaștem pe Domnul. Și ultimul verset înainte de concluzii. Văd că am sărit peste el, dar vi-l citesc acum. În 2 Corinteni, capitolul 10, 15 la 18, Apostolul Pavel spune că vestirea Evangheliei ar trebui să fie un lucru lăudabil și să ne lăudăm cu asta, că vestim Evanghelia altora, că spunem despre Domnul altora. Nu ne lăudăm peste măsura noastră, adică nu ne lăudăm cu ostenelile altuia, ci avem nădejdea că, dacă credința voastră crește, va crește și câmpul vostru de lucru între voi, nespus de mult, după măsura noastră, așa că vom putea propovădui Evanghelia și în ținuturile care sunt dincolo de al vostru, fără să intrăm în câmpul de lucru al altuia, ca să ne lăudăm cu lucrurile făcute de-a gata. Ci oricine se laudă să se laude în Domnul, pentru că nu cine se laudă singur va fi primit, ci acela pe care Domnul îl laudă. Este un verset excepțional, versete din 2 Corinteni 10. În concluzie, câteva lucruri în seara asta. Văd că... Numărul 1. Pavel sublinează importanța unei mentalități pozitive și a gândirii asupra valorilor morale și spirituale înalte. Versetele acestea ne dau o listă a acelor lucruri pozitive, valori morale, spirituale înalte, la care ar trebui să ne gândim și să ne umple mintea cu ele, să ne gândim la ele. Numărul 2, el încurajează credincioșii să se concentreze pe aspectele constructive ale vieții. Pe ce este constructiv, pe ce este pozitiv, pe ce lucrurile care rămân, care sunt valoroase în ochii oamenilor și ale lui Dumnezeu. 3, el spune să respingem negativitatea și să ne îndreptăm spre ceea ce este bun și vrednic de laudă.
să fugim de lucrurile negative, să fugim de bârfe, de vorbirea de rău, de lucrurile negative. Numărul 4, el spune credincioșilor să nu-și piardă timpul cu gânduri negative sau distrugătoare. Zice, astea să vă însuflețească. Și am discutat la începutul studiului nostru că expresia aceasta înseamnă, de fapt, de asta să vă preocupați, la astea să vă gândiți, să vă umpleți mintea de lucrurile astea, să vă preocupe mintea acestei lucruri. Și ultimul lucru, oamenii ar trebui să reflecteze și să se angajeze în activități și relații care îi înalță spiritual și moral. Ar trebui să găsim acele lucruri care ne fac mai buni, ne apropie de Dumnezeu, ne fac să ne schimbăm, să ne maturizăm. Și El ne-a dat în versetele acestea această listă pe care ar trebui să o urmăm și să ne preocupe lucrurile acestea valoroase pe care și Dumnezeu le apreciază. Vreau să mulțumim Domnului pentru acest studiu biblic și înainte să închei, m-am gândit să facem o mică schimbare începând de săptămâna viitoare, să trecem de data asta în Vechiul Testament și să abordăm o carte din care aproape nimeni nu predică și nu prea am auzit pe nimeni vorbind de aici, cartea lui Rut. Foarte rar am auzit vreo predică despre cartea lui Rut. Să știți că tot ce este scris în Biblie are un rol și Dumnezeu a lăsat aceste texte în Sfânta Scriptură cu scopuri bine stabilite. Și începând deci de joia viitoare vom aborda această carte a lui Rut și vom învăța o serie de lucruri practice pentru viața noastră de fiecare zi. Haideți să ne ridicăm și să mulțumim Domnului pentru seara aceasta, pentru studiul ăsta biblic. Eu personal îi mulțumesc Domnului că mi-a dat putere, sănătate și putere de muncă să mă pot pregăti pentru aceste studii și vă mulțumesc tuturor pentru interesul și participarea dumneavoastră în fiecare joi seară. Haideți să mulțumim Domnului!